Salutare din nou! M-am gândit că v-ar interesa și sistemul automat de orientare, un așa zis solar tracker. Aici avem celulele LED-urile care sesizează poziția soarelui. Asta este sistemul. Aici avem posibilitatea de reglaj a intensității luminoase. Pentru asta am apelat la un circuit RM3324, un circuit compus din 4 amplificatoare operaționale, din care folosim doar 3, și anume, ca și schemă de principiu, luăm un amplificator operațional și începem cu intrarea în circuit, deci un divizor rezistiv, o referință, iar în cealaltă introducem celula fotovoltaică sau fotorezistența, care o să reglăm nivelul intensității printr-un semireglabil. Deci aplicăm o tensiune pozitivă la un capăt al semireglabilului, la celălalt aplicăm fotorezistență sau fotodiodă, astfel încât la intrare pe un terminal al amplificatorului operațional avem o tensiune fixă stabilizată, un prag de referință, deci UR, un prag de referință, iar pe cealaltă intrare aplicăm tensiunea care revine din fotodiodă. La ieșire din operațional aplicăm o rezistență de sarcină, după care o rezistență de limitare pentru a putea ataca un tranzistor, un NPN în cazul nostru, în colectorul căruia vom atașa un releu, de regulă și cel mai simplu la 12V, care va face comanda motorului. Presupunem că sau stabilim că această parte, acest amplificator U1 este pentru partea de vest. Da? Folosim un alt amplificator operațional din cadrul aceluiași circuit integrat pentru partea de pentru a acționa releul pentru partea de est. Da? Deci este una și aceeași schemă, deci aici aplicăm tensiunea de referință, UR-ul, iar la cealaltă intrare, o schemă perfect identică cu cealaltă. Deci avem dioda sau fotorezistență, aici la plus tensiune de alimentare, exact același sistem pe partea de ieșirea operaționalului, da? Pusul. Din coace aplicăm aceeași acționare a un al doilea releu, deci R vest, R est. Da? Avem posibilitatea de a regla sensibilitatea celulei fotovoltaice, a fotorezistenței sau a fotodiodii, deci intensitatea luminoasă la care să-mi acționeze releul. Cele două circuite fac orientarea către est și către vest. Dar avem nevoie ca momentul în care panoul este orientat către vest, lumina zilei este spre sfârșit de se apropie noaptea, întunericul, noi trebuie să reorientăm panoul către est, astfel încât dimineața la prima oră să putem capta razele soarelui. Și atunci intervenim cu un al treilea circuit operațional. Da? Deci facem un al treilea circuit operațional în cadrul căruia fotorezistența
fotodioda sau fotocelula, o polarizăm invers față de cele două circuite. Și anume, deci aplicăm fotodioda către plusul tensiunii de alimentare, prin același sistem de reglaj al tensiunii, aici avem rezistență de limitare, da? Aici semireglabilul, iar pe celălalt terminal aplicăm tensiunea de referință, care de regulă este 1 pe 2 din U alimentare. La ieșirea integratului aplicăm aceleași rezistență de sarcină, rezistență de limitare a curentului pentru acționarea unui element final care este releul pentru est. Și anume, aplicăm această tensiune în baza tranzistorului, releului pentru orientare către est, dar prin intermediul unei diode care să nu poată să îmi comande și invers. Numai comanda tranzistorului trebuie să fie numai de către U3-ul, deci al treilea circuit operațional. Astfel încât momentul în care cele două fotorezistențe nu mai sunt luminate, releele sunt în poziție de 0, iar în momentul în care scade lumina zilei, aici, pe fotodioda L3, ce avem L2, L1, L1 vest, L2 est, L3 pentru lumina zilei, în momentul în care apare întunericul, deci nu mai avem lumină pe fotodiodă, circuitul operațional U3 îmi comandă T2-ul, care îmi comandă la rândul său releul pentru orientare către est, și asta înseamnă că în mod automat, la lăsarea întunericului, circuitul meu îmi va comanda motorul pentru reorientare, astfel încât dimineața la prima oră panoul meu va fi în poziția de așteptare a răsăritului. Bineînțeles că partea de alimentare o vom proteja, ca să răspunde variațiile de tensiune, printr-un circuit de stabilizator, un LM317 sau eventual 7812, deci avem o tensiune stabilizată, indiferent cu ce tensiune alimentăm noi sistemul, cu 12 V sau 24 V. Și atunci, în punctul 1, vom avea o tensiune stabilizată, pragul tensiunii de referință va fi aceeași, deci nu va fi influențată atât de consumatorii de pe rețea, cât și de acționarea motorului, iar intensitatea luminoasă va fi reglată o dată pentru totdeauna, sau dacă considerăm că nu avem soluție suficientă, vom căuta să ajungem la un compromis, ca să spun așa, între soare puternic și lumina zilei, și o putem face astfel încât orientarea panoului să se poată face nu neapărat când există soare puternic, ci doar la intensitatea luminii. Sistemul respectiv este în funcțiune, funcționează foarte bine. Din punct de vedere al costului, este foarte ieftin. Este adevărat, există astfel de sisteme de orientare gata făcute, poate mai moderne, poate mai sensibile, mai sigure, dar este o plăcere de a realiza un asemenea montaj pentru cei care îi pasionează electronica. Și o mulțumire de sine în momentul în care vezi că funcționează corespunzător. Vă mulțumesc pentru vizionare și dacă v-a plăcut, dați un like sau, dacă doriți, atașați comentarii.